luni a avut loc licitația pentru 50 de autobuze electrice la zona metropolitană, în transport metropolitan. La fel sunt câte două oferte pentru fiecare lot, pentru că sunt două loturi. Lotul 1, autobuze mari, lotul 2, autobuze mici, microbuze. Primul lot prevede achiziția a 18 autobuze electrice de 12 metri, iar al doilea a 32 de microbuze electrice. Ca urmare a achiziționării mijloacelor de transport electric prin proiect, vor fi achiziționate și montate și 50 de stații de încărcare standard în autobaza de transport public și 8 stații de încărcare rapide pe traseul autobuzelor electrice. Cei doi ofertanți care concurează la această licitație au mai adus autobuze electrice la Suceava, unii pe proiecte europene, iar ceilalți pe fonduri elvețiene. Este vorba despre BMC Truck & Bus, care a ofertat pentru ambele loturi, dar și Anadolu Automobil Rom, care a ofertat pentru lotul 1, și Carsan Automotive, care a ofertat pentru lotul al doilea. Mă bucur cumva că sunt firme cu care am lucrat, firme care au dus autobuze bune la Suceava și sper ca în perioada cât mai repede, cea mai scurtă de timp, să avem un câștigător la primele 50 de autobuze la zona de transport metropolitan. Proiectul își propune asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători la nivelul zonei urbane funcționale Suceava și îmbunătățirea condițiilor de utilizare a modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu autoturismele proprii și reducerea emisiilor de echivalent dioxid de carbon din transport. Pe lângă acestea, este obligatorie asumarea și montarea stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice, respectiv 45 de stații în municipiul Suceava, 6 stații în orașul Salcea și câte 2 stații pentru fiecare comună.